Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află astăzi invitat în studio domnul primar al municipiului Călăraș, Marius Dulce. Bună ziua, domnule primar, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu discuții despre buget. Știu că în cadrul unei conferințe de presă ați spus că anul acesta, comparativ cu anii trecuți, aveți un buget mai mic. Dați-ne mai multe detalii. Așa cum s-a văzut în bugetul aprobat de stat, s-a plecat cu o diminuare. În sensul că cotele de taxe și impozite care vin prin guvern și respectiv consiliile județene s-au diminuat de la 6 la 3%. Este clar că dacă anul trecut am primit 1,5 milioane din aceste taxe, anul acesta, precis, vom primi și noi 7-800 de mii. Și atunci e diminuat pe zona asta de taxe și impozite care vin via guvern, Consiliul Județean, Primăria Călăraș, deci ne-am dus pe 50%. Estimăm față de anul trecut, cred că va fi un buget pe anul ăsta cu 20% mai mic. Și ce faceți în această situație? Ce posibilitate de finanțare veți avea sau veți găsi pentru Păi nu obiectivele? avem, că dacă tot am venit la primărie, este clar că trebuie să avem și soluții. Și atunci o să ținem cont de toate doleanțele, n-am uitat pe nimeni ce am promis în campaniile electorale, și atunci dozăm toate sumele pe zonele de interes public unde am făcut promisiuni electorale și trebuie să le începem să le punem în practică. Drept urmare, așa cum ați văzut, trebuie să termin canalizarea pluvială și menajeră în Măgureni anul acesta, cu toate că, iar pe această cale, îmi cer scuze cetățenilor de acolo, dar trebuie să înțeleagă, ca să ducă acest proiect, după ce un an de zile nu s-a făcut nimic, eu trebuie să-l termin până în iunie-iulie. Pasul următor pentru cartierul Măgureni este de a face SF-ul, de a mă gândi cum pot să obțin o finanțare de a asfalta această zonă și a aduce în secolul 21. Finanțare cu fonduri de la guvern sau fonduri De europene? oriunde. De oriunde, dacă ne gândim pe fonduri europene, ne gândim pe un termen mult mai lung. Eu sper ca cei de la guvern și toți deputații, senatorii care sunt din acest județ, să, indiferent de culoarea politică, să ne ajute să aducem fonduri la Călăraș. Eu mă gândesc că poate anul ăsta, cu siguranță anul ăsta, depun din nou la CNI aceste SF-uri și aceste, ca poate la anul să obținem finanțare prin CNI, că se face mai ușor, sau prin PNDL, dacă se deschide axa. Și atunci e clar că trebuie. De unde, de neunde, noi în anii aceștia trebuie să aducem Măgureniu în secolul 21. Deci trebuie să găsim fonduri proprii în alte surse în care să și asfaltăm cartierul Măgureni. Deși v-ați Și nu propus numai. Să o luăm așa, din bugetul propriu, din resurse locale, ce v-ați propus să faceți sau ce vă Păi permite bugetul să faceți? Deci, în primul rând, avem două surse la momentul acesta. Prima sursă este bugetul propriu, Da. pe care o să-l folosesc să asfaltez cartiere mărginașe, da? Pentru că trebuie să închidem odată din exterior spre interior, dar am lucrări în derulare. Trebuie să închid canalizarea care se face pe strada Pescăruși, pentru că lumea acolo s-a creat un deranj de un an de zile, că până să facă acea canalizare pluvială care se lucrează acum de la vechea administrație, care are o descărcare tot în menajeră. Putea să găsească niște soluții mai simple și nu se întâmpla ce se întâmplă acum pe strada Pescăruși, pentru că lumea așa este, e nemulțumită. E stradă de pământ și piatră, săpată de 3 ori în ultimii 4 ani, 5 ani, că a fost cele 8-ul și s-a terminat în 2016, acum în 2018-19 am început să sape, sau 2020, și nu s-a terminat nici acum. Strada aia a fost răscolită de 3-4 ori, 4-5 ani de zile. Și intenționați să terminați acolo canalizarea, apoi să asfaltați? Sigur, sigur, pentru că tot cartierul Mircea Vodă este lista sinteză la CNI și eu sper ca anul acesta să primească finanțare. Să prindem această finanțare. Și atunci am rezolvat și problema cartierului Mircea Vodă. Cartierul Ceremac o ducem pe fonduri proprii, pentru că mai au rămas câteva străzi și sunt și micuțe și înguste. Și atunci începem să rezolvăm pe zona asta de asfalt ce avem anul ăsta. Dar trebuie să terminăm, vreau să terminăm Piața Unirii sau Piața Mare, Piața cum Mare. spune, da? Pentru că nu mai vreau să stea comercianți afară. Închid discuțiile pe piața centrală, pe piața Big, în sensul că
mai am chillerul să-l aducă și în felul acesta avem și condiții la vară, dacă este cald, să dăm drumul la aerele condiționate să poată să funcționeze în condiții foarte bune. Așa cum bine știți, iar un proiect întârziat un an de zile, nu mai vreau să comentez de ce, cum am dat drumul la bazar. Da, s-a terminat demolarea zilele acestea, cred că o să dau ordinul de începere și atunci cred că până în septembrie-octombrie, cel târziu 15 octombrie, să terminăm și bazarul nou. Și atunci am mai închis un obiectiv și cam astea sunt anul ăsta pe zona de împrumut. Iarăși am o problemă în această zonă cu împrumutul, pentru că sumele care le-au prognozat ei de a fi consumate pentru anul trecut n-au îndeplinit aceste prognoze și acum ne-am trezit că CECU ne penalizează și nu mai ne dau din împrumut anul ăsta 6 milioane de lei. Și atunci trebuie să găsim, iarăși plecând la drum, să închidem aceste obiective cu un deficit de 6 milioane de lei pe care trebuie să-l găsesc din alte surse. Alte surse însemnând un alt împrumut? Surse proprii. La un alt împrumut ne gândim și analizăm pentru a face acest împrumut de a derula de la anul toate proiectele europene pe care trebuie să le implementăm până în 2023 și atunci trebuie să creăm acest cash flow până facem cererea de finanțare. Atunci noi trebuie până să finanțăm. Până vin banii din până vin fonduri, banii, bani, să derulăm lucrările. De fonduri proprii, să derulăm lucrările, să putem să închidem acest cerc, că suntem obligați până la urmă în decembrie 2020. Și pe fonduri europene, ce proiecte vreți să depuneți? Ce vreți să accesați? În ce domenii? Sunt foarte multe. Acum am dat în lucru să ne uităm, n-au apărut ghidurile pentru 2021-2027. Dar gândiți-vă că vreau să iau fonduri de infrastructură, pe mobilitate urbană, ca să dezvoltăm și cartierul de tineri, că tot este o poveste care nu se mai termină acolo. Adică dăm niște loturi la tineri, dar în schimb nu avem infrastructură, nu avem utilități apă, aduse. Nu avem gaz, nu avem canalizare. Și toate acestea trebuie să le pregătim și eu zic că în 2021-2027, prin toate fondurile care apar, pe granturi, pe orice, trebuie să ne ducem și să modernizăm și cartierul acela. Mi-ați vorbit un pic mai devreme despre lucrările întârziate. Chiar dacă le-ați pornit un pic mai greu, cu un an întârziere, aveți timp? Vă încadrați în termenul dat? Păi, cea mai urgentă și cea mai urgentă este pe fonduri europene, Clubul Pescarului. Un an de zile, iarăși, nu prea s-a făcut mai nimic și mi-au rămas 4 luni de zile, mai am 2 luni de zile, până în mai, să termin această lucrare. Sunt acolo, așa cum ați văzut, săptămânal merg de 2 ori acolo și de oricâte ori este nevoie și ieri am avut o întâlnire de lucru să luăm niște decizii, le-am luat ca să impulsionăm ritmul și eu zic că o să fie în termen. Gata. Așa cum am mai spus, o altă lucrare întârziată este cea din Măgureni, care o să fie implementată la termen pentru a pregăti proiectul următor în cartierul Măgureni, așa cum mă repet din nou, cu asfaltarea. Iar lucrare întârziată de un an de zile, așa cum am spus, bazarul, dar va fi gata și acela în septembrie-octombrie. Nu am uitat toată lumea și parcările dintre blocuri, pentru că avem un proiect și pe aceste zone. Trebuie să le modernizăm, pentru că în foarte multe locuri s-au luat garajele, într-adevăr, dar ați văzut că fiecare a rămas câte o fundație la garaj, câte o groapă, câte, mă rog, omul ce a avut acolo. Și atunci trebuie să rectificăm toate aceste lucruri, pentru că așa cer oamenii și este, de fapt, o normalitate. Ați adus în discuție parcările. În ce zonă vreți să faceți locuri de parcare pentru cetățeni? Păi am identificat. Atât cetățenii ne aduc la cunoștință, cât și noi am identificat locuri de parcare. Trebuie să începem, acum după ce avem buget, să începem din nou să trasăm acele locuri de parcare și să le dăm spre închiriere oamenilor, pentru că asta este normalitatea. Am găsit locuri generoase între blocuri în care o să dezvoltăm și alte parcări, deci putem să găsim soluții, dar nu or să fie, indiferent ce vom face, nu o să avem atâtea locuri de parcare cât se dorește la acest moment. O să am săptămâna viitoare, o să convoc o ședință pe siguranța circulației, pentru că vreau să discut la cererea cetățenilor dacă se poate să închiriem și pe carosabil în fața blocurilor zonele deja delimitate de parcări, pentru că, până la urmă, e o normalitate și acolo. Adică de ce să nu folosim dacă tot avem parcări? Cum e că
vorbim de Titulescu, care deja e trasat, vorbim de strada Berșugului, care deja putem să trasăm acolo parcă, și atunci putem să închiriem și pe Carasoabil, cum e și în altă parte. Am discutat despre parcările de reședință, dar ce ne puteți spune despre parcările publice? În ce zonă ar putea fi create aceste parcări? Cea mai importantă parcare, din punctul meu de vedere, și discutat și cu domnul președinte Iliuț și cu cei de la spital, trebuie să facem o parcare în zona spitalului, de fapt în parcarea care este acolo, și să facem o parcare supraterană cu 3 nivele, și al patrulea nivel este să facem un heliport, da, în care să facem o pasarelă de a transporta bolnavii direct în spital, și atunci eu cred că am închide toată zona respectivă, pentru că ne crește capacitatea de parcare acolo și va fi și ceva frumos. Iar acesta este un proiect pentru 2021-2027. Așteptăm să vedem dacă suntem pe rutele de zbor, dacă găsim rute de zbor, pentru că asta e cea mai mare problemă. Când faci un heliport, trebuie să ai rută sigură de zbor și să găsim culoar liber ca să poată să ne integreze și pe noi. Sunt mai multe locuri de parcare o să găsim, dar asta e cea mai importantă, pentru că deblocăm toată zona de tribunal, finanțe și spital. Există o problemă, domnule primar, în zona școlilor, dimineața cel puțin, când toată lumea și duce acolo, copilul la școală, se acolo, creează o aglomerație de nedescris. Deja la ultima operativă am ridicat această problemă, pentru că am sesizat-o și eu și mi-a fost și ridicată de către cetățeni din Călăraș. De exemplu, la școala 10, liceul Eminescu, avem o parcare generoasă, o să facem zona din fața școlii 10 și Eminescu pentru a face o zonă de îmbarcare, de barcare, unde să intre părintele, copilul, l-a lăsat în siguranță, iese și pleacă, și toată acea parte să fie liberă ca să nu mai avem probleme acolo, pentru că atunci când se vor da drumul la școli în plin, va fi un mare trafic acolo și mare problemă, pentru că lasă copilul în drum și se plece mai departe. Da, de astăzi municipiul Călăraș intră în scenariu 2, deci școlile, da, o parte din elevi vor învăța acasă. Sigur, dar noi trebuie să ne pregătim, adică dacă am plecat pe acest drum, trebuie să creăm și vom căuta să avem soluții în toate zonele, pentru că e normal. Aș vrea să-mi vorbiți un pic despre lucrările de infrastructură aflate în momentul de față în derulare și ce intenționați să demarați până la finele acestui an. Este clar, așa cum ați văzut, am început lucrările pe tronsonul Panduri, Nufărului, pe strada Zefirului. Am început pe strada Luceafului, tronsonul de la Panduri la Belșugului. Am început pe Plevna, pentru că ea este cea mai importantă și anul acesta am luat-o ca target. E o valoare destul de mare, dar trebuie să o facem anul acesta. E undeva la 4,7 milioane de lei. Dar are cea mai mare lungime și putem să descărcăm în strada Libertății, să ne conectăm atât la Bulevard cât și la București, pentru că pregătim viitorul proiect de modernizare a Bucureștiului. Eu sper să se termine licitația undeva iunie-iulie. O să urmeze 3 luni de zile, 4 luni de zile proiectarea și de la anul să intrăm în plin. Deci eu sunt obligat ca să termin toate aceste artere de mobilitate pentru a fluidiza traficul, să nu repetăm greșelile trecutului în care să trecem în zone care se lucrează. Și atunci, dacă le modernizăm pe cele laterale Bucureștiului, putem să închidem frumos Bucureștiul și să ne facem treaba. Pe strada Grivița, când vor fi finalizate? Păi, dacă mă lăsa timpul, discuțiile, dacă ați văzut, s-a mișcat foarte repede în ultima vreme, acum deja se lucrează, eu cred că în cel mai scurt timp, dacă ne lasă timpul, este gata. Deja astăzi se închide și tronsonul unde nu era săpat, pentru că nu i-a mai lăsat să sape că a venit timpul ploios, pe Caragiale, tronsonul Grivița-Caragiale, și atunci intersecția. Și atunci mai avem 200 de metri și ieșim în București și am terminat. Foarte mulți cetățeni spuneau de trotuarul din zona Parcului Florilor. Acel trotuar va intra în reabilitare odată cu strada București? Deci, este prins în acel proiect? Deci am prins anul trecut și deja avem semnat contract pentru refacerea Parcului Florilor, dar trotuarul de acolo nu l-am prins, pentru că
O să intrăm cu și o să mai studiem proiectul, dacă putem să intervenim pe zona aia noi și după aceea să relocăm banii care sunt pe proiectul de pe strada București, pentru că proiectul pe strada București înseamnă refacere carosabil și trotuare. Și atunci vedem dacă putem să relocăm banii, dacă intervenim noi acolo, ca să nu cheltuim de două ori. Dar cu siguranță anul acesta vom face și Parcul Florilor. Am vorbit despre parc. Ce ne puteți spune despre locurile de joacă pentru copii? Veți înființa spații noi? Deci, așa cum am spus, n-am uitat pe nimeni. Deci, am zis că în fiecare an voi pune în buget 500.000 sau mai mult, dacă ne permite bugetul și va fi generos guvernul cu noi și atunci putem să relocăm noi banii, o să facem parcuri moderne, mai bine spus, locuri de joacă pentru copii moderne, în sensul cu tartan turnat, să nu mai fie pietricele, bordurele, să avem un loc de joacă curat. Și vreau să aducem niște module de joacă în care părintele să stea și el liniștit un sfert de oră pe margine și copilul să uite să mai iasă din acel modul să simtă bine. Și să-l știe în siguranță. Și acolo. Să-l știe în siguranță, pentru că dacă venim cu tartanul turnat, atunci nu mai are frică, nu mai sunt accidentări, se va lovi și atunci o să fie frumos. Anul acesta vreau să prind și să modernizăm locul de joacă de lângă Coind, în centru, și în Parcul Năvodar, pentru că acolo chiar nu există decât o promisiune. Nu există niciun fel de loc de joacă decât o groapă cu nisip. Mai mult, n-am uitat cartierul Măgureni și Mircea Vodă, unde am identificat locuri. Exemplu, Măgureni, o să fac o retragere la școala 6, care este acolo, pentru că au un teren generos al școlii, și o să fac un loc de joacă cu un mini părculeț pentru copii. La fel și în cartierul Mircea Vodă, la grădinița Voinicel, în spate, avem un loc destul de generos, care tot timpul crește iarba acolo și putem să-i dăm o destinație pentru a-l folosi toți copiii de acolo, creând un loc de joacă și acolo. În timpul emisiunii am vorbit despre foarte multe proiecte. Nu știu dacă oamenii vor rămâne cu această informație și atunci v-aș propune acum să luăm un pic și să structurăm toate investițiile pe care preconizați a le face în 2021. Chiar dacă le-am spus un pic, dar acum când le vom enumera, vor rămâne foarte clar în memoria călărășenilor. Păi, începem așa, pe zona de infrastructură. Pe zona de infrastructură. Deci, modernizăm strada Plevna. Da. Modernizăm tronsonul de pe strada Zefirului, da? Am spus panduri Nufărului. Modernizăm tronsonul de pe strada Luceafului, panduri Belșugului. Modernizăm, vreau să prind și strada Borcea anul acesta, pentru că a fluidiza de pe Titulescu și a merge în strada Știrbei. Vreau să intrăm cu forțele proprii cu spațiile verzi și pavaje spații verzi. Vreau să intrăm în cartierul Ceremag ca să închid acolo zona, pentru că mai am 4 străduțe mai mici și încă mi se pare, cred că Alea X, care e mai lungă și are 300 de metri, și atunci putem să închidem un cartier și să creăm niște condiții destul de bune. Terminăm canalizarea în cartierul Măgureni. Terminăm bazarul. Vreau să termin și Piața Unirii. Piața Mare. Piața Mare, da. Pentru că de la anul o să intre și pietonalul. Terminăm licitația anul acesta și, cum v-am spus, și cu proiectarea, dar de la anul intrăm deja pe șantier cu pietonalul de centru. Da, și atunci reglăm toată această zonă. Și atunci este bine să le închidem pe toate. Clubul Pescarilor, finalizat anul acesta? Clubul Pescarilor, sunt obligați să-l terminăm, pentru că acolo, dacă nu terminăm, avem o problemă. Bazinul va fi dat în funcțiune anul acesta? Sigur, și bazinul. Bazinul deja e pregătit, decât acum trebuie să așteptăm bugetul, că nu putem să contractăm, și trebuie să iau o mentenanță pe zona asta de întreținere, dozaje de clor. Și atunci e foarte periculos și trebuie cineva să facă mentenanța la aparatele de dozaj și să răspundă cum se dozează acolo, pentru că clorul trebuie dozat foarte bine în apă, și atunci o să dăm drumul. Programul o să fie undeva până la ora 15 cu copiii, pentru că e didactic, și după 15 o să dăm drumul la liber și pentru ceilalți călărășeni mai mari, pentru că trebuie să aducem și un profit acolo, să poate reușim să se auto-întrețină bani. Deci călărășenii vor avea posibilitatea unui abonament? Sigur. Plătit? Sigur, pentru că
pentru că vrem să obținem un pic, nu profit, să se întrețină singur, să se autofinanțeze. Despre Bulevardul 1 Mai? Păi Bulevardul 1 Mai nu am uitat nici de Bulevardul 1 Mai și nici de strada cu Găliceanu. În prima fază am depus documentele la CNI pentru că vreau să obțin, asta e prioritatea mea, cartierul Mircea Vodă și aceste două străzi, pentru chiar dacă e bulevard, dar e tot o stradă. Dar dacă nu obțin finanțare pentru Cogălnicianu și Bulevardul 1 Mai, deja fac calcule ca să vedem cum intervenim, pentru că am promis și trebuie să le fac. Un alt subiect de interes pentru călărășeni ar fi echipa de handbal. Da, așa cum ați văzut, chiar dacă mă doare sufletul când spun, dar nu aveam ce să fac. Când am preluat mandatul, am spus-o de atâtea ori, era o datorie de 7 miliarde câștigate de un sportiv în instanțele sportive, pe care trebuie să le dă și le-a blocat conturile asociației, salarii neplătite 3 luni de zile. Am analizat cu toți juriștii, toți care erau îndreptățiți să dea o părere pe zona aceasta, nu am găsit cale de finanțare pentru că nu exista. Trebuia să finanțăm ceva care legea nu ne permite. Am încercat, după aceea am luat decizia de comun acord cu toți, ca să facem o insolvență cu reorganizare, să putem să mergem mai departe până găsim o soluție de plată, pentru că cea mai pretendentă era plata acestui proces. Nu am reușit pentru că instanța ne-a spus că de ce să facem, să intrăm în insolvență, că primăria probabil că are bani, a crezut că are bani. Nu avem bani să dăm și nu putem să-i dăm pe chestii care putem mai târziu să fim trași la răspundere, să le plătim noi de acasă. Și așa cum ați văzut, la ultima ședință de Consiliu am luat hotărârea de a demara procedura de faliment, pentru că asociația nu mai are cum să existe în condițiile astea, când deja datoriile s-au dus la ora aceasta peste 30 de miliarde vechi, 3 milioane, da, la jucători plus instanță, și cred că ne-am dus undeva și datorii la stat de peste 350.000 datorii la stat și atunci nu mai putem să finanțăm în zona asta. Dar n-am renunțat la proiect, am stat de vorbă deja cu cei îndreptățiți și din fenomen. Încercăm să facem altă echipă, o să începem cu divizia B, pe un buget undeva de ceva 2 milioane, 2 milioane jumate pe an. Deci e destul de mare diferența, pentru că dacă nu știați, bugetul la handbal era undeva de 6.200.000-6.500.000 pe an. Deci de la 6.500.000 la 2.000.000-2.500.000, eu zic că putem să-l ducem. Suntem pe drumul bun, vreau să înființez o nouă echipă, mergem înainte. O nouă echipă care să intre în campionatul Liga a doua. Păi așa facem. Liga a doua, dar din ce am discutat cu domnul antrenor care se ocupă, putem să tindem iar spre Liga Zimbrilor. Deci avem șanse mari. Dar cu un buget mai mic. Atenție. Deci dacă mergem pe Liga Mare, Liga Zimbrilor, mergem undeva cu un buget până în 3 milioane de lei. Și putem să ne încadrăm, putem să așa ținem în... Vom vedea. În încheiere, aș vrea să discutăm un pic despre terenurile scoase la concesiune pentru construirea unei case în cartierul de tineri. Sau cartierul de tineri. Ați avut și loturi pentru tineri date pe legea 15, dar și loturi scoase la concesiune. Deci acum am inventariat un pic terenurile și am găsit un lot care am zis de ce să-l țin așa și să nu le închiriez. Și l-am împărțit în 28 de loturi pe care le-am scos la concesiune. Cred că ieri s-au deschis ofertele. Azi, mâine vom vedea cine a câștigat și nu le dorim decât să se ridice casele cât mai repede pentru a putea să le vindem terenul de sub casă. Și atunci este foarte bine. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și oricând cu plăcere.